Dar cum e cu deficitul bugetar? Păi să-l întrebăm pe Harun al-Rashid. Așa. El a avut o mare problemă cu deficitul bugetar, pentru că nevastă sa, Zubaida, aia oficială, avea atâtea bijuterii încât era ținută de două bodegarde să nu cadă. Când apărea în public, erau atât de... Din cauza greutății bijuteriilor, da. Deci, în istoria omenirii, de la omul de Neandertal, este... trebuie să cheltui cât câștigi. E o chestie simplă. Toate, sultanate, imperii, triburi cu tare, la un moment dat cheltuiesc mai mult decât câștigă, da? Dacă sunt ăsta, triburi războinice, uite, vikingi se mai duc și mai iau niște argint. Mai prăduiesc argint. Nu luau argintul, da? Nu mai aveau. Și după asta se... Dar de ce argint și nu aur? V-ați întrebat? Probabil că n-aveau aur. Nu era aur, da, da. Nu, deci e simplu, da? În cazul la noi... noi nu trebuie să avem deficit bugetar, nu când ne cere Uniunea. Deficitul bugetar peste tot în lume este semnul bolii. În Viața ca o pradă, că apropo ce chestie extraordinară, Marin Preda povestește când a dat la școala normală, i-a picat Colbert, care a fost premier și într-un fel ministru de finanțe al Ludovic al XIV-lea și i-a rezolvat finanțele. Acum, între noi, fie vorba ce școală se făcea, deci dacă Nu, dar am dat un exemplu. Deci, în istoria omenirii, vine un fel de boloș și rezolvă problema finanțelor. În 1901 a rezolvat-o Florin Costinescu, care are vilă în continuare la Sinaia. Adică, problema deficitului bugetar nu trebuie să o ceară nimeni. Trebuie să ai chiar excedent bugetar. Orice ce fac și este o prostie. Și aici e simplu, poți să fac o chestie băbească. Băi, să nu mă supere, da, sunt și eu bătrân, pot să vorbesc. Deci avem, sau sporești câștigurile. Câștigurile, ele pot fi, nu, hai, din pradă de război, nu putem face. Putem face, nu suntem vikingi, da? Nu ne putem duce în Bulgaria să le luăm la argintă, da? Din sporirea taxelor și impozitelor. Problema este că la sporirea taxelor și impozitelor, TVA-ul, ai o problemă, că este un instrument foarte fin, de aia trebuie să fii genial ca finanțe, pentru că poți să sporești TVA-ul la restaurante și zici, bă, în loc să-i luăm, nu știu cât vă, ia 10%, în loc să nu-i foarte, în loc să luăm 5, luăm 10. Problema este că s-ar putea ca oamenii să nu se mai ducă și ei mai puțin, da? Și asta este cu cheltuieli. Și poți să faci colectare mai mult. Și era pe vremuri era jupuirea, fumăritul venea și... Sau poți să inventezi taxe, fumăritul. Adică poate să vină ciolacul și spune, bă, taxă pentru furtună. Ai trăit o furtună, plătești taxe. Bun. Taxă pentru caniculă. Cealaltă parte este restrângerea cheltuielilor. Marea problemă, Marius Tucă, a României de 20 de ani este că avem un stat obez, un stat cu cheltuieli. Da, dar ați venit și dumneavoastră ca Băsescu, statul obez. Nu. Poate și ăla era nu cu statul obez. Eu am făcut, am zis așa, încă o dată, cum a zis Florin Costinescu și Dimitrie Sturza, cum a zis în 1901, să punem capăt cheltuielilor nesăbuite. De acord. Nu reducere, Marius Tucă. De acord. Adică fac audit și spun, Ministerul X consumă, risipește, da? Și o să descoperi, și atunci... Da, domnule, zicea Băsescu de statul obez, el a fost 10 ani președinte și n-a făcut nimic. Nu am zis, acum... Dar haideți să discutăm ce la o analiză pertinentă. Dar analiza e faptul că datoria României nu este să sporească... Astea sunt amănunte. Nu e foarte important, nu e adevărat. E foarte important de amănunt în tabloul pe care îl văd eu și pe care l-ați scris dumneavoastră. Da. Dom'le, a fost o întreagă nebunie rotativă, mă rog, rotația, că rotativa e o tipografie. Știți bine, am vorbit amândoi de atâtea ori, ea a avut loc. Dumnezeu a spus, băi frate, s-a schimbat vatmanul. Da. Ce-i atâta nebunie? A venit Ciolacu în locul lui Ciucă. Da? Asta s-a întâmplat. În schimb, acel Ciolacu, pe bună dreptate sau nu, a venit și a spus, doamne, e guvernul meu, eu am venit aici. Spuneți-mi și mie, de când a venit Marcel Ciolacu, cu aceeași coaliție, da? Care este strategia, în afară de faptul că s-a ocupat de căminele groazei? Și a ieșit de 3 ori. Acum cu agrafele și nu știu ce. Care este strategia acestei coaliții pentru România? Niciuna. Ok. Mergem mai departe, trecem la vikingi. Una din ele poate fi aceasta, Marius.
și trebuie făcut după niște alegeri. La restructurarea statului. Nu, scot terminul că nu-ți place. Trebuie să fac din statul ăsta un stat funcțional, da? Camera de Comerț și Industria României, n-am ce treabă cu ei, au propus următoare. A propus reducerea județelor. Corect. E multe, sunt multe. E de multe, ce? Că nu, mai multe. Nu, să spun, Marius, stai să te spui de ce. Totul de acord. Nu. Județele, nu vreau să mă... Când n-au nicio strategie, dumneavoastră veniți cu o chestie esențială pe care n-a făcut-o nimeni în 33 de ani și jumătate în România. Dar puteți să o facă. De ce trebuie reduse județe? Nu vrei să mă asculți? Bă, pentru că ele au fost în ființa... Nu. În momentul în care Ceaușescu și-a dat seama că anumite zone ale țării nu sunt dezvoltate, atunci a împărțit regiunile în județe pentru ca să poată să aibă și Focșaniu. Acum ea e suficient... A dat la toată lumea. E suficient țara de dezvoltate, da? Ce rost are să am peste tot 40 de prefecturi. Dar nu numai asta, Marius, că sunt foarte multe comune care au 100 de oameni. Asta înseamnă, asta tu devin patetic, asta înseamnă viziune. El dacă zicea, da, e guvernul lui, el spune, bă, uite ce se întâmplă, da? Cu riscând să pierd chiar alegerile, de-al dracului ziceam, da. Eu voi face reformă. Poate că el câștiga. Nu face nimic până acum. Da, și eu sunt de acord. Ce spuneți dumneavoastră este perfect adevărat. Sunt multe chestii administrative. Multe sate care sunt sate și au primărie. Nu vorbeam de reformă. Păi asta înseamnă restructurarea statului. Începând de la satele alea care au câteva case și au primărie, au angajați, până la județe care au consilii de județene, locale și așa mai departe. Mai este o reformă, mai ales, că ascultă-mă. Reforma vine din felul următor. Sigur că foarte multe ministere, hai să luăm cultură, presupune bani publici, da? Problema este că nu trebuie să vin și la ministerele să spun, bă, nu mai cereți într-una bani, ia mai scoate și voi, adică, din zice așa, bă, ca să administrez Ministerul Culturii, am nevoie de suma asta, da? Da. Și eu vin și spun, bă, eu nu-ți mai dau suma asta, 10% adun tu. Primăriile, toate primăriile din România vor pile la guvern, ca să ia bani. Nu trebuie să câștige și ele. Ai văzut cum e în Occident? Că din orice câștigă. Adică, hai să, dar asta presupune reformă, presupune viziune. Nu uitați de aia, nu o să facă niciodată.